Simona Halep a învins-o pe Elena Jankovic în primul tur al turneului de la Bruxelles, locul 49 în clasamentul WTA. Simona a trecut de fostul lider mondial în 3 seturi, 6-2, 3-6, 7-6. Beneficiara unui wildcard, Halep poate întâlni în manșa a doua a turneului cu premii de $637.000 o altă româncă. Monica Niculescu va trebui să treacă întâi de Bianca Șania Mirza.